Imagini teribile au fost surprinse în urmă cu puțin timp în județul Suceava. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Un bărbat aflat într-un scaun cu rotile a fost lovit de o mașină scăpată de sub control la o cursă organizată legal pe aeroportul din Floreni. Victima se afla în public, iar pilotul a pierdut controlul direcției de mers și a intrat în plin în oameni. Un alt spectator a scăpat ca prin minune împreună cu copilul său de bolidul care a intrat în mulțime. Imagine terifiante au fost surprinse de un spectator care participa la competiția de demonstrație și accelerare de pe aerodrom. Bărbatul lovit, în vârstă de 27 de ani, a fost transportat de urgență la spital. Din fericire, leziunile suferite nu au fost grave, iar pacientul nu a necesitat internare.